Domnilor, domnule profesor, stimată doamnă Morel, bine ați venit la Brașov. Mă bucur foarte mult să fiu prezent astăzi aici, în această aulă, și cu ocazia acestui eveniment foarte important pentru comunitatea brașoveană. Am primit de la domnul dr. Moldovan, cu câteva zile în urmă, o prezentare care m-a impresionat foarte tare și am citit-o de câteva ori ca să acumulez toate datele din această prezentare. Este ceva extraordinar și vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut până în acest moment pentru viața medicală, dar în special pentru Brașov, pentru că această infrastructură medicală de la Brașov, care s-a dezvoltat în ultimii ani, se datorează, cred că, foarte mult și dumneavoastră, sau în primul rând dumneavoastră. Și, bineînțeles, investitorilor care sunt prezenți aici în sală și cărora le mulțumesc pentru ceea ce au făcut. În ultimul rând, cred că profesioniștii de la acest spital din Brașov merită toate aprecierile noastre și eu pot să spun acest lucru pentru că, într-un fel sau altul, sunt legat de această infrastructură medicală care s-a dezvoltat aici la Brașov, pentru că, din momentul în care s-a pornit această investiție, am fost pas cu pas legat de acest proiect. Am aflat atunci despre dumneavoastră, mi-au relatat cei care au dezvoltat această infrastructură și la deschiderea spitalului am aflat câteva detalii. Astăzi sunt fericit că ajung să vă cunosc, să fiu prezent aici cu această ocazie și să vă mulțumesc în mod special pentru acest lucru. Vreau să vă ofer o distinție din partea mea, din partea Primăriei Municipiului Brașov, o plachetă pentru implicarea dumneavoastră în viața medicală brașoveană și pentru tot ceea ce ați făcut până în acest moment ca acest lucru să se întâmple, să se dezvolte aici la Brașov. Sunteți implicați și în viața politică și administrativă în cantonul pe care îl reprezentați sau în care sunteți reprezentantul parlamentar. Vreau să vă rog ca să fiți intermediarul sau legătura din punct de vedere administrativ între municipiul Brașov și Geneva, pentru a dezvolta o legătură și din punct de vedere administrativ, pentru a putea să identificăm și să contribuim la o dezvoltare a legăturii administrative între cele două orașe. Și vă adresez această rugăminte cu această ocazie. Este o rugăminte pe care o fac în fața dumneavoastră acum, sigur că va fi dublată de documente oficiale care se vor elabora în următoarea perioadă. De asemenea, tot cu această ocazie, procedural vorbind, în prima ședință a Consiliului Municipal Brașov, pe baza propunerii făcute de Spitalul Sfântul Constantin și de dr. Moldovan, Consiliul Municipal Brașov va acorda titlul de cetățean de onoare al municipiului Brașov.